Salutare și bine te-am găsit! Hai să vorbim despre puzzle-uri. Ne plac pentru că sunt jocuri de familie. Jocuri care antrenează copiii de orice vârstă, chiar și pe cei trecuți bine de 30 de ani. Stimulează atenția, inteligența și antrenează răbdarea celor mici. Iar pe noi, copiii mari, ne relaxează. Însă ce-i zice de un puzzle 3D, care recrează sub ochii copilului tău cele mai importante și mai fascinante monumente ale lumii? Sau o căsuță de păpuși, sau un sătuc nemțesc, sau unul din Japonia. Hai să vedem de ce sunt atât de speciale puzzle-urile 3D pe care ți le propun eu. În primul rând, aș vrea să vezi cartonul din care sunt făcute. Este un carton de foarte bună calitate, pe care îți este foarte ușor să îl folosești ca să îmbini monumentul pe care l-ai început. Eu am aici, de exemplu, castelul Bran. Iată cât de simplu este să scoți piesele. Care vor alcătui castelul Bran. Cum să-ți imaginezi? Ca să construiți împreună în familie acest castel, de exemplu, o să vă ia probabil câteva ore. Dar vor fi câteva ore care la iarnă vor pica atât de bine. Pentru că nu știm ce să facem cu copiii și iată că acum avem o variantă de petrecut timpul liber, foarte, foarte plăcută și educativă. Însă marele secret e că atunci când încerci să înveți un copil istorie sau geografie sau arhitectură, să nu simtă lucrul ăsta, să-i se pară că se joacă. Fiecare piesă este numerotată. Hai să găsești aici o cifră, 1, 2, 3, 4 și apoi în instrucțiuni vei găsi exact modalitatea în care trebuie să le înveți. Este simplu, tot ce ai de făcut este să urmezi etapele pe care le-ai descrise cât se poate de clar și de evident. Să-ți mai spun un secret, la începutul fiecarei broșuri găsești o scurtă istorie a monumentului pe care v-ați apucat să-l construiți. Și asta iar e o ocazie perfectă să discuți cu copiii despre lucruri importante, despre istorie, fără ca ei să simtă că încerci să-i înveți ceva, ci încerci doar să te relaxezi și să te joci cu ei. Am vorbit despre castelul Bran, dar puzzle-urile 3D îți propun mai mult de atât. De exemplu, pe mine m-a cucerit de tot căsuța pentru păpuși. Este fenomenală, este atât de drăguță și are atât de multe detalii, încât aș putea să petrec ore în șir jucându-mă cu ele. Asta e cutia pe care o vei căuta tu în magazine, ca să aduci acasă mini bijuteria asta. Dar nu vine gata făcută, o vei face tu împreună cu fetița ta sau chiar cu băiețelul tău până la urmă. Dacă ai un băiat și o fetiță, băiatul poate fi arhitectul căsuței, iar fetița apoi poate să vină și să decoreze casa. Toate elementele sunt extraordinar de realiste și de bine realizate. Din nou, îmbinarea, deși este migăloasă și meticuloasă, se poate face foarte, foarte ușor, iată cât de simplu e, am făcut o scăriță pe care pot să pun aici un dulăpior. Am detalii cu floricele, am un căluț de lemn, am o grămadă de lucruri care practic alcătuiesc o căsuță de păpuși ca în povești. Exact așa arată. Și am mai descoperit ceva. Dacă ai câteva figurine Lego prin casă și sigur ai, dacă ai copii, e imposibil să nu existe și aceste obiecte în casa ta, poți să le folosești și să le dăruiești această căsuță. Se potrivesc perfect. Fenomenal! Așadar, poți să te joci și cu figurinele Lego care în sfârșit au o căsuță a lor. Și hai să-ți mai spun ceva, scurt, repede. Dacă îți place să călătorești prin lume și vrei să-i arăți și copilului tău tot ce tu ai văzut cu ochii tăi sau poate doar ți-ai imaginat, ce-ar fi să alegi un puzzle 3D care te învață cum arată casele în diferite zone ale lumii? Este un puzzle ceva mai simplu de făcut decât castelul, de exemplu, sau decât căsuța pentru păpuși, însă la fel de fascinant și de plăcut. Să zicem că un Lego din acesta probabil l-ați terminat cam într-o oră, o oră de distracție și de relaxare în familie. Fiecare căsuță are un steag care îți arată din ce zonă provine arhitectura căsuței respective. Eu, de exemplu, am o minunată căsuță nemțească în mână, însă mai există și din Japonia, case din Marea Britanie, sunt o sumedenie, din întreaga lume. Uite, de exemplu, asta este căsuța din Anglia. Uite cât de frumoasă e! Toate acele mici detalii care îl vor face pe copilul tău să viseze cu ochii deschiși. Și încă ceva, poate că dacă sunteți ambițioși și aveți chef de joacă și de muncă și de relaxare în familie, veți achiziționa mai multe căsuțe care pot alcătui un sat.
Există o grămadă de elemente care fac să se îmbine casele. Poți face străzi, poți face alei, poți, de exemplu, să lipești gărdulețe care să despartă casele. Ai o grămadă de variante în care poți să te relaxezi împreună cu copilul tău și să învățați împreună despre lume și mai ales despre timp de calitate petrecut în familie. Nicoro semnează cu multă, multă mândrie puzzle-ul 3D Castelul Peleș. Este un proiect susținut de Casa Regală a României, care dorește să aducă istoria României mai aproape de copii. Un procent din vânzarea acestei jucării este redirecționat către Fundația Principesa Margareta, iar fondurile adunate sunt destinate unor acțiuni umanitare.